dimineața, astăzi refacem ciucașul pe care de la Muntele Roșu. Asta e echipa. Ce diferență de față de acum 3 luni. Traseul pe care mergem, Dunga Galbenă, după care mâncăm pe... Pe ce mutăm? Fotograful. Nu știu. Nici nu știu exact. Până în Pârâul Verii și de acolo spre cabana Ciucaș și apoi spre vârful Ciucaș. Cât de diferit arată peisajul față de cum arată în iarnă. Aici s-a terminat poteca, am ieșit pe drumul de pe cursul Pârâului Berii și continuăm către cabana Ciucaș, mai avem o oră. Da, de aici o să cam urcăm, până acum nu am urcat, mai mult am coborât. E un mare nor despre noastră. E un mare nor? Hai mă, că e ok. Nu o să plouă, dacă și azi plouă când ajung sus, sau nu pot să trag și un cadru frumos. Am ajuns la cabana Ciucaș. Am făcut cam 1 oră și 20 de minute de la Muntele Roșu până la cabana Ciucaș. Se poate ajunge la Muntele Ciucaș cu mașina, după cum puteți vedeți. Oamenii de aici vă pot prelua de la DN1A cu mașina. Nu e recomandat, e mai frumos pe jos. Deci cu mașina nu ai timp să te bucuri de tot traseul, să te bucuri de peisaje. Părăsim cabana Ciucaș și mergem spre vârf. Fluture? Da. Da, e un fluture. Hai să mergem. Trebuie să grăbim puțin pasul, că am rămas în urmă. Am plecat de mult de la cabană, dar am stat să admirăm caii, să admirăm florile. Deci teoretic de aici mai avem o oră. Cât de fain se vede de aici. Am mai trecut pe aici, dar n-am mers niciodată pe poteca asta. E o potecă ce se abate de la traseu. Și chiar sunt curios unde ajunge. Da, interesant. Aici ajunge. Cam abrupt aici. Foarte fain aici. Și în depărtare se vede satul Cheia. De aici înapoi mai e o oră până pe vârful Ciucaș. 45 de minute până la cabană. Am ajuns înapoi la cabana Ciucaș și plecăm spre Muntele Roșu. Cum ți s-a părut traseul de aici? Foarte drăguț, foarte călduț. Mai călduț decât m-așteptam. Hai să dăm viteză că mi-e foame, nu mai pot, trebuie să mâncăm la Muntele Roșu și apoi înapoi spre jungla de beton. Thank you.
cam asta a fost traseul de azi. Dacă vă place, abonați-vă la canal pentru mai multe materiale de genul acesta. Și cam atât. Pa!